Bună dimineața, sunt Ela Crăciun, mă bucur să vă revăd la o nouă emisiune Numai de Bine. Implanturile cu silicon reprezintă una dintre cele mai frecvente intervenții estetice. Deși protezele mamare promit garanție pe viață, din anumite motive, uneori acestea trebuie să fie înlocuite. Aflăm imediat când ar trebui să ajungem la doctor, dar și ce presupune o nouă operație. Garanție pe viață, teoretic. Dar această garanție pe viață se referă la produsul în sine, adică la deteriorările protezei în sine. În schimb, ansamblu sânului, sânul cu proteza mamară, s-ar putea să necesite unele schimbări și unele reintervenții periodice. Potrivit specialiștilor, schimbarea protezei mamare se face în două situații. Prima este cea medicală, adică a apărut o complicație, cum ar fi contractura capsulară, care necesită o reintervenție chirurgicală. Cealaltă variantă este cea de opțiune personală, cea estetică. Adică au trecut câțiva ani de la augmentarea mamară, 7, 8, 10 ani de zile, uneori chiar și mai mult. Evident, în această perioadă de timp, corpul suferă unele modificări. A mai îmbătrânit un pic, s-a mai lăsat pielea, s-au lăsat și sânii. Și atunci pacientul își dorește să schimbe ceva, să ridice sânul, să mărească volumul acestui sân. E bine știut că orice femeie care a trecut printr-o intervenție chirurgicală de mărire a sânilor trebuie să meargă regulat la un control. Astfel pot fi depistate eventualele modificări sau riscuri la timp. Sunt rare cazurile acestea, dar se pot întâmpla și situațiile care pot fi o urgență chirurgicală pentru pacientele augmentate sunt rare, dar există. De exemplu, poate exista situația în care se rupe proteza mamară. Sunt situații foarte rare, dar se pot întâmpla. Apariția seroamelor, în urma unui traumatism, unei lovituri, a căzut, s-a lovit, apare acel serom. Iarăși, este posibil să necesite reintervenția chirurgului. Deci sunt puține situațiile, dar există. Atenție! Ca în cazul oricărei intervenții chirurgicale, înainte de procedura pentru înlocuirea implanturilor, este necesar să ții cont de câteva aspecte. Specialiștii recomandă o serie de analize și investigații specifice, evitarea administrării de medicamente anticoagulante și evitarea alcoolului și a fumatului. În momentul în care se face schimbul de proteze mamare, fie se schimbă cu o proteză de o dimensiune mai mare, mai ales când este vorba de estetică, sau, dacă sunt prea lăsați, nu se crește volumul foarte mult și cumva trebuie să rezolv această toză mamară, acest sân lăsat, și se face cu mastopexie, cu ridicare de sân sau liftingul de sân. În general, această intervenție nu durează mult. În momentul în care se recurge la schimbul de proteze mamare, diferența față de prima intervenție este că perioada de recuperare este mai mică, doare mai puțin. Nu sunt chirurgii mai deștepți și pur și simplu buzunarul acela este deja preformat de la prima intervenție și la cea de-a doua intervenție noi facem doar niște reajustări a acelui buzunar. Drept urmare și downtime-ul sau perioada de recuperare este mai mică, disconfortul este un pic mai mic. Însă indicațiile postoperatorii rămân aceleași. Postoperatorul nu are voie pacienta să dea din mâini prea mult, iar pe termen lung, evident, întotdeauna sfatul pe care îl acordăm pacienților este să poarte o bustieră, să-și ajute. Orice sân care este greu, atârnă, gravitația îl trage jos și atunci le recomandăm pacientelor întotdeauna, în momentul în care fac efort fizic, sport, treburi în casă, în gospodărie, să poarte o bustieră. Din fericire, pentru femeile care ajung pentru a doua oară pe masa chirurgului estetician, aspectul cicatricii nu se va modifica. În general sunt de aceeași dimensiune sau poate să zicem cu o jumătate de centimetru sau un centimetru mai mare decât inițiala. Asta în situația în care doar schimbăm proteza. În situația în care facem mastopexie, evident că mai apare și acea cicatrice verticală.